Tasha și pastorul ei stăteau în camera de recreere dintr-o instituție pentru sănătate mentală. M-au închis aici de parcă am încercat să ucid pe cineva, a izbucnit Tasha. Tasha, ai încercat. Ai încercat să-i faci rău Tashei. Nu te putem lăsa să faci lucrul acesta. Ei bine, locul acesta este umilitor. Mi-au luat și șireturile și cureaua și știtul. Orice cred ei că aș putea folosi pentru a-mi face rău. Nu pot folosi telefonul. Ești prima persoană pe care am văzut-o în afară de mama. Mă simt ca la închisoare. După s-au calmat. M-au lăsat să ies la plimbare afară astăzi, însă sub supraveghere. Mi-a plăcut. Nu am mai ieșit de mult la plimbare. Obișnuiam să mă plimb împreună cu tata. Nu l-ați cunoscut, nu-i așa? A murit înainte ca eu să mă mut aici. Mă ți-aduce aminte? Tasha, tatăl tău, toate astea au legătură cu moartea lui? Tasha a început să plângă. Nu știu. Este vorba despre tata, mama și sora și prietenii mei. Vreau doar să scap. Citește Habacuc 3 cu versetele 17, 18 și 19. Ce faci când durerea nu dispare? Unele tactici de a scăpa de durere se aseamănă cu scoaterea carcasei de protecție de pe un ventilator și apropierea feței de el. Oamenii fac astfel de alegeri de a se răzvrăti, a bea, a fuma, a folosi sexul într-un mod greșit, a-și lipi căștile de urechi sau a renunța pur și simplu la viață, tăindu-și astfel degetele sau frunțile sau nasurile, ori chiar pierzându-și viața. Dar sunt și alegeri care ne revigorează, cum ar fi să te așezi în fața unui ventilator într-o zi fierbinte de vară. Poți alege să-ți rezolvi problema, să schimbi ce poți. Vorbește cu oameni care pot găsi soluții, părinți, profesori, consilieri și pastori. Memorează pasaje biblice care te încurajează. Poți alege să-ți ocupi timpul. Alătură-te unui club, fă exerciții fizice, practică un sport. Plimbă-te cu prietenii tăi, fă-ți temele, ajută pe lângă casă. Caută să descoperi ceva ce te pasionează. Și mai presus de toate, poți alege să continui să te încrezi în Dumnezeu. Când nimic nu merge cum trebuie, când smochinul nu înflorește sau câmpiile nu dau hrană, Dumnezeu rămâne Domn, tot te veghează. El este mântuitor. Chiar și atunci când nimic nu merge cum trebuie, este chiar acolo, lângă tine. Tot Habacuc spune astfel. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, viața nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Eu am fost Mircea și te aștept și data viitoare la Devoțional.